Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii De Facto. Astăzi l-am invitat în studio pe Stanislav Pavlovski, ex-ministru al justiției, ex-judecător CEDO, actualmente explorează societatea civilă, fiind conducătorul unei organizații. Vrem să discutăm teme legate de politica internă în special, pentru că, bun, în sfârșit avem înregistrat 11 candidați, avem referendum pe tema integrării europene, bun, de aici formularea e în discuții, unii spun că e vorba de schimbarea Constituției, de asta temele acestea cred că le vom aborda în primul rând. Domnul Pavlovski, bună seara! Bună seara! Haideți să începem, domnul Pavlovski, de la subiectul alegerilor prezidențiale. Dumneavoastră ați fost într-o perioadă activ politic, cumva chiar aș spune pe baricade. Cum vi se par candidații? Am văzut că pe listă este și domnul Andrei Năstase, de care vă leagă o anumită experiență politică. Am văzut că unii candidați nu au reușit să se înregistreze, cei care au avut acces, au avut grupuri de inițiative, ba chiar n-au reușit nici măcar la faza grupurilor de inițiativă, mă gândesc aici la Vlad Filat, la Valeriu Pleșca. La o emisiune recentă la care am participat, întrebarea era de bază dacă acești candidați reflectă foarte bine, fidel, spectrul de opinii din Republica Moldova. Mie mi se pare că e o întrebare pretențioasă. Eu mă întreb mai simplu, au pentru cine alege, din ce alege alegătorii noștri? Eu cred că da. Totuși, ar fi just de spus că aceste alegeri prezidențiale diferă de alte alegeri prezidențiale. Dacă înainte moldovenii aveau de ales între două rele un lucru cel mai puțin rău cel mic, așa să spunem, acum ei au de ales între candidați care sunt destul de buni, cu experiență, cu viziuni politice clare, cu experiență de viață clară. Că de pildă, dacă să luăm domnul Tarlev, omul care a fost prim-ministru al Republicii Moldova, perioada destul de îndelugată de timp, pare mi se undeva în jur... Cel mai longevist. Da, 7-8 ani a fost domnul Tarlev. 2001-2008. Da, 7 ani, că uitați-vă. Asta e experiență. Nici unul din alți prim-ministri nu are așa o experiență. Dacă de luat, că de pildă domnul Năstase, Domnul Năstase este luptător pentru drepturile omului, pentru democrație, pentru integrarea europeană. Deci, viziunile și opțiunile sunt clare acum. Deci, poporul Republicii Moldova va avea posibilitatea să aleagă, într-adevăr, un candidat bun dintr-un șir de alți candidați buni, dar care au viziuni politice diferite. Asta ținând cont de faptul că mulți n-au ajuns în această listă, pentru că, bun, au existat niște filtre totuși. Cum s-au părut aceste filtre? Ele sunt justificate? Unii s-au potecnit la faza colectării semnăturilor, de exemplu, domnul Munteanu. Până aici greu de comentat, pentru că există versiunea cecului, că nu a avut capacitatea să colecteze semnători valide. Există versiunea domnului Munteanu, că intenționat s-a lovit în el, pentru că a părăsit blocul împreună. Alții au fost opriți mai devreme. I-am enumerat pe Vlad Filat, pe Valeriu Pleșca, să cei mai cunoscuți, dar au mai fost. Cum vezi? Da, eu cred că mie personal îmi pare rău că domnul Munteanu nu a fost înregistrat. Deoarece domnul Munteanu, ca și domnul Năstase, este un om cu viziuni pro-europene, democratice, are experiență bogată în domeniul și politic, și diplomatic, și sectorul asociativ. Și chiar îmi pare rău că el nu a fost înregistrat. De ce așa s-a întâmplat? A cui vină? Cred că nu n-aș dori eu să caut vinovații. Eu mai degrabă aș spune că cazul domnului Munteanu arată toată imperfecțiunea legislația Republicii Moldova. De ce? Deci s-au format niște bariere foarte rigide. Vă referiți la 15.000 de semnături? Da, 15.000 și nu numai 15.000, dar 15.000 colectați în jumătate din raioanele Republicii Moldova. Acolo sunt mai multe criterii. Și eu cred că aceste criterii prezintă o barieră pentru candidați buni. Domnul Munteanu chiar ar fi fost un candidat foarte bun și puternic.
Și eu nu văd de ce statul Republica Moldova nu trebuie să creeze condițiile necesare propulsării pe calea politică, diplomatică, de stat, a oamenilor care într-adevăr sunt specialiști buni. Bun, dar pe de altă parte argumentul celorlalți ar fi că, bun, nu putem admite toată lumea, nu putem relaxa condițiile pentru candidați, întrucât pe lângă faptul că ești un candidat, trebuie să ai capacitatea să fii în contact cu oamenii. Deci acest barem de 15-20.000 de semnături, bun, e arbitrar, că a fost luat din pod, dar e justificat în sensul în care tu trebuie să ai ramificații, trebuie să ai structuri. Eu cred că odată și odată Curtea Constituțională va examina această situație și a să micșoreze acest număr, care este injustificat de mare. Tot așa s-a întâmplat cu înregistrarea partidelor politice. Dacă țineți minte, dacă țineți minte, înainte tot era paremisii 15.000 de membri, trebuie, da, cam așa, aproximativ. Și Curtea Constituțională a examinat această cifră și a redus-o substanțial. Și eu cred că ar fi cazul de făcut, de procedat tot așa și în domeniul electoral. Domnul Pavlovski, tot se discută în cadrul diferitor emisiuni, am participat. Noi nu avem răspunsuri clare, dar mi-e interesant punctul dumneavoastră de vedere. Cam cum vedeți evoluțiile de mai departe? Sondajele arată că sunt, bun, este Maia Sandu favorit pentru primul tur, sunt câțiva candidați care au un procentaj mai ridicat, de candidați ai opoziției, de exemplu Stoianoglu, Satăi, sunt candidați de planul 2 cu anumite șanse, încă, de exemplu, Tarle, Vlah, bun, domnul Chicu, haideți să numim mai mult. Există așa numiți outsider, dar care sunt și ei cunoscuți, vizibili, Natalia Morari, Ulianovski, deci și ei ar putea... Există candidați de dreapta care sunt cunoscuți, aparent cu șanse, dar problema e că concurentul lor este Maia Sandu. Mă refer în primul rând la domnul Năstase, la Octavian Țicu. Iată cam ce pronosticuri ați face și poate cum ați dori, că pronosticurile noastre de multe ori coincid cu dorințele noastre. Cum ați dori să evolueze? Nu, știți, pronosticul meu este foarte simplu. Eu cred că Maia Sandu are foarte multe șanse să obțină al doilea mandat. Să obțină al doilea mandat. Și nu de cei că e bună, de cei că staful ei, suporterii ei, partidul ei a utilizat toate tehnologiile politici care există pentru a propulsa candidatul său. Deci ei au făcut totul, posibil și imposibil, începând cu interzicerea organelor de informare în masă pretinsă de opoziție, care își permiteau să arăte cu degetul la toate neajunsurile în activitatea ei. Deci aceste canale au fost pur și simplu închise. Da, cu timpul ea ca să vede, să se treacă alegerile prezidențiale și parlamentare și activitatea lor să fie reluată. Deoarece ei prezintă... e suspendată, licența e suspendată. Da. Ei prezintă pericol acum până ce nu s-a terminat procesul electoral la noi în țară. Odată ce procesul electoral să ajungă până la bun sfârșit, activitatea lor să fie reluată, deoarece închiderea lor a fost absolut arbitrară și absolut contrară principiilor de bază. Dar unii spun că telespectatorii migrează spre rețelele de socializare, adică asta nu ar fi o... Mie mi-ar plăcea să cred că postul nostru de televiziune emite și aș vrea să am o influență, dar posturile de televiziune să aibă o influență majoră asupra telespectatorilor, dar unii spun că nu este chiar așa sau cam echilibrat rețelele de socializare, televiziunile. Adică... Știți... Este o întrebare destul de interesantă. Eu vă spun că statul nu mai a pierdut din cauza închiderii acestor posturi, deoarece, oricum, există în societate sete de informații. Există sete de informații și lume, neavând acces la informație veridică și deschisă, sinceră, ei încep să caute prin diferite
rețele sociale. Prin cotloane. Da, și acolo, nu numai decât, dacă la postul de televiziune, jurnaliștii verifică, există politica editorială, există editori care verifică ce și cum. Există CEAO care sancționează. Foarte corect. Da. Atunci, acolo nu există nimic. Există, și lumea publică celor le trăsnește în cap. Uh-huh. Și inclusiv și diferite zvonuri, uneori justificate, uneori nejustificate. Deci statul nu mă pierde din cauza închiderii posturilor profesioniști care, într-adevăr, activau potrivit regulilor deontologice. Asta e trendul. Apropo, ați spus de folosirea resurselor administrative, tot într-o televiziune, presupun că așa, apropiat puterii, dar ea e ok, în sensul că sunt diverse puncte de vedere. S-a produs o dispută între reprezentantul puterii, PAS, și chiar un fost coleg de-al dumneavoastră, domnul Plângău, care spunea, domnul Plângău spunea că miniștrii și premierul fac campanie electorală în afara orelor de lucru și de aceea nu ai cum să spui că nu se folosește resursa administrativă. Adică părerea domnului Plângău era că se folosește. Asta spunea domnul celălalt, că e în afara orelor de servicii, deci nu poți folosi resursa administrativă. Dar domnul Plângău spunea că cei vizați sunt obligați să-și suspende activitatea în această perioadă și a adăugat că a văzut deputați și miniștri împărțind gazetele ora 14. Iată, în această dispută, eu ca politolog înțeleg că puterea trebuie să folosească resursele administrative, iar alte resurse nu are. Bun, încrederea populației, dar folosește resurse, toate puterile au folosit resursele administrative. Dar chestia asta, să zic, tehnică, contabilă, în afara orelor de serviciu, în timpul orelor de serviciu, chiar contează, domnul? Nu, eu cred că asta nu contează în orice situație, în orice, din punctul meu de vedere, în orice situație, acest gen de activități poate fi considerat ca utilizarea resurselor administrative din mai multe considerente. În primul rând, imaginea. Când apare un ministru, el are deja imagine asociată de autoritate de stat, de funcție deținută. Asta primul rând. A doilea rând, el utilizează telefonul mobil de serviciu. Utilizează. Da. El utilizează transportul. Nu știm asta, dar nu, de văzut. Presupunem. Poate să folosească mașina de partid, în principiu. Eu am dubii foarte mari că ei utilizează mașini de partid. Da. Eu am dubii, în general, mari că partidul are mașini. Că acolo e foarte greu de făcut evidență. Dacă tu ai mașină înregistrată după partid, tu trebuie să duci evidență la combustibil procurat, la uleiul procurat, filtrele schimbate și așa mai departe. Acolo așa de durere de cap cu aceste mașini înregistrate după organizație, că trece orice dorință să ai așa ceva. Nu cred eu în asta. Dar, oricum ar fi, sunt alte facilități. Că, de pildă, prim-ministru, dacă participă, paza, are paza sau nu are paza? Evident, cu siguranță are paza. Din banii statului, da. Din banii statului. Deci, dacă așa de analizat, eu, sincer vorbind, eu nu m-am uitat în detaliu la această întrebare, dar eu văd aici probleme. Dar eu, bun, problema este, întotdeauna puterea va fi acuzată pentru folosirea resurselor administrative. Întrebarea este, în cazul dat, se folosește mai mult resursele administrative decât anterior sau nu? Dar în același timp, mie mi se pare că opoziția, chiar dacă se folosește resursele administrative, dar guvernarea este ineficientă și proastă, are șanse să câștige chiar dacă se folosește resursele. Întrebare interesantă. În general, în teorie, dacă opoziția, în condițiile Moldovei, are posibilitatea să câștige alegeri. Bună întrebare. Deja ați reformat. Și cu ce răspuns dați? Foarte bună întrebare și nu eu o pun, dar iarăși dacă noi răsfoim diferite surse de informații alternative, așa să spunem, vedem acolo diferite versiuni. Și chiar se discute că în cazul în care Maia Sandu nu câștigă, Curtea Constituțională să declară aceste alegeri neconstituționale, deoarece ele n-ar fi fost libere și corecte, numai că să nu fie permisă accederea la putere a candidatului opoziției. Deci așa ceva. Sau că în al doilea tur, dacă să fie Maia Sandu cu un candidat mai puțin comod, atunci candidatul celălalt să fie scos din cursă în timpul a doua runde. Deci sunt diferite speculații care se fac la acest subiect. Cum o să fie? Haideți să trăim și să vedem. Dar eu cred că guvernarea
Și Maia Sandu personal trebuie să înțeleagă că puterea aparține poporului. Poporul are dreptul să-și formuleze dorințe într-o formă liberă și nestingherită. Și eu cred că guvernarea, statul trebuie să asigure poporului toate aceste posibilități. La noi, dacă noi am menționat că apar probleme referitoare la alegeri libere și corecte de aceea că au fost închise organele de informare în masă alternative. Dar pe lângă aceasta a fost comis un șir de alte acțiuni. Da. Că de pildă neînregistrarea grupurilor de inițiativă, dumneavoastră deja ați menționat, sau neacceptarea listelor persoanelor care au semnat pentru un candidat sau altul. Mai devreme a fost închiderea partidului. Scoaterea... Deci nu pomenesc despre acest lucru, că el e un subiect cumva aparte. Nu, dar așteptați. Da, eu înțeleg că lumea nu vrea să deschidă aceste paranteze. Dar tabloul acesta, mozaicul acesta, el nu poate fi analizat luând numai o piesă. El poate fi analizat numai dacă toate piesele sunt aranjate. Domnul Pavlovski, păi tocmai pentru că ați abordat acest subiect, haideți să-l abordăm. Da, într-adevăr a fost interzis activitatea Partidului Șans, domnul Bolea nu a fost înregistrat, nu i s-a permis să se înregistreze, dar se vorbește, oricum există un anumit număr, sondajele spun că cam aproximativ 15% de voturi care vor vota disciplinat. Problema, și ei vor vota, din câte înțeleg, în favoarea unuia din acești 11 candidați, care, dar noi nu știm cine e el. Deci se păstrează o anumită taină, dacă vreți, o necunoscută. Pe cine va vota așa numitul electorat al lui Șor. Și asta mie mi se pare că răstoarnă toate pronosticurile pe care noi le am putea să le facem, că n-am făcut multe, dar putem face niște pronosticuri, însă noi nu știm cum va acționa acest alegător. Pe dumneavoastră, cum vă... În sensul că acești alegători vor avea de jucat un rol în aceste alegeri. Da, asta e întrebare foarte interesantă. Știți, ei pot închide partidul, dar ei nu pot închide poporul. Din păcate, spre regretul guvernanților, da. ei nu pot închide practic poporul. Practic pot face totul, dar iată un fleac nu pot să-l facă. Da, o nimică de toată, ei nu pot închide poporul Republicii Moldova. Și cum, când omul rămâne unul la unul cu urna aceea de vot și cu buletinul, asta o mare enigmă. De ce omul aruncă buletinul pentru acest om sau pentru alt om? Este o mare enigmă. Și miza guvernanților că poporul nostru este așa de ușor de manipulat, că tu i-ai spus lui ceva și el se voteze împotriva, miza aceasta e poate să fie o miză totalmente eronată. Da. Ce ține de domnul Șor? Eu cred că în privința domnului Șor s-au făcut foarte și foarte multe speculații. Foarte multe speculații. De ce? De aceea că domnul Șor, el a găsit o nișă în spectrul politic moldovenesc, o nișă neocupată de nimeni. Nișa aceasta se numește susținerea oamenilor săraci. Da, oamenilor săraci, socialmente vulnerabili. Da. Ți-i smit el a deschis magazinele cele. Evident că ți-i eu urmăresc aceste. Da. Și lumea aprecia activitatea domnului Șor prin prisma propriilor interese. Că domnul Șor era acela care le dădea lor posibilitatea să cumpere pâine mai ieftină, mâncare mai ieftină, alte lucruri. Și guvernarea, în mod normal, guvernarea trebuie să-i spună lui mulțumesc, deoarece domnul Șor a luat asupra sa o bună parte a responsabilității guvernării. Da, guvernarea trebuie să aibă grijă de propria populație. Însă guvernarea, văzând că asta provoacă interesul din partea populației, simpatie din partea populației, a ales altă cale. Calea presiunilor, represaliilor. Deci toată forța statului s-a răpustit. Da, s-a putea de acționat mai inteligent din punctul meu de vedere. Foarte corect. Eu nu știu, domnul Șor, a făcut crime, n-a făcut crime, asta deja ține de competență instanțelor judecătorești. Încă se judecă, că e la Curtea Supremă de Justiție. Da, nici nu mă interesează. Eu n-am avut posibilitatea să studiez dosarul, nu cunosc. Dar ceea ce vizibil, ceea ce bătător la ochi, că guvernarea Republicii Moldova a scăpat această posibilitate.
A scăpat această posibilitate. Ei au început să perceapă pe domnul Șor ca un concurent care, într-adevăr, poate să câștige practic orice alegere. Da. Și iată, ei au ales pe calea represaliilor. Și acum, cum cei care au pierdut posibilitatea să procure pâine mai ieftină, să procure alte elemente mai ieftine. Au șansa să se răzbune, dar nu știm dacă se vor răzbuna. Da. Este corect, da. Există și frica. Da. Știți că guvernarea a mers pe calea instaurării unii frici în societate, cum lumea se teme să-și exprime. Eu observ această frică, domnul Pavlovski, la Chișinău, oamenii, mai ales în rândul funcționarilor, așa. Dar la țară, nu știu dacă oamenii tare sunt înfricoșați, ce o să le mai fac? Oamenii rămân fără lucru în câmp, că iată, sunt probleme. Ei, credeți că ei se tem? Nu știu. Eu știu când se acumulau semnăturile, eu am avut posibilitatea să vorbesc cu oamenii care veneau după semnături. Da. Și vorbind cu acești oameni, ei spuneau, asta e groaznic ce se face. Lumea zice că da, eu sunt gata, dar eu mă tem. Eu am copii, eu am nepoți. Da, dar pentru că pe listă când apare, apar cu tot cu nume și aici, da, la semnături, eu înțeleg, dar la vot, buletin, adresă, tot acolo. Și lumea pur și simplu, banal, sunt teme. E, da, asta, frica asta e tradițională, încă de pe timpul lui Stalin, cred. Că... Nu, eu am vedere că noi nu putem privede clar rezultatele votului, corect, deoarece corect. Frica eu tot are rolul său în societate. Dar crearea condițiilor de frică în societate contravine principiul alegerilor libere. Categoric. Deci omul trebuie să voteze liber, fără niciun fel de frică. Încă mai am o întrebare legat de un candidat care nu a fost înregistrat în prima fază. Astăzi a apărut o știre că ședința Curții Supreme de Justiție, în cadrul care urma să fie pronunțată decizia pe cererea de revizuire a fostului premier Vlad Filat, prin care a solicitat reexaminarea condamnării sale din 2016. Amintesc că CEDO a dat o decizie favorabilă domnului Filat, că procesul nu a fost echitabil și a fost amânată și vă spun a câta oară, a 13-a oară. Domnul, și Filat a acuzat sau a invocat această situație. Eu nu pot să candidez în aceste alegeri pentru că el a dat vina pe guvernare, nu pe sistemul de justiție, pentru că guvernarea nu îmi permite să restabilesc drepturile. Cum să? Dar mie mi se pare ceva de groază. De 13 ori să fie amânat. Sau asta nu e un caz ieșit din comun. Și da și nu. Și da și nu. Cazul domnului Filat, într-adevăr, este un caz ieșit din comun, deoarece Curtea Europeană s-a pronunțat și acum autoritățile Republicii Moldova nu au altă ieșire decât să revizuiască. Dar revizuirea acestui dosar s-ar rezulta în achitare, în declararea... Potrivită decizie CEDO. Da, domnului Filat ca persoană nevinovată. Și atunci, imediat, apare întrebare de cine l-a condamnat ilegal. Deci se apare un lanț întreg de întrebări, răspunsuri și responsabilități. La care trebuie să răspundă guvernarea? Inclusiv. Dar ce ține de amânare? Eu cred că aici pur și simplu deja guvernarea își bate joc de domnul Filat. Pur și simplu își bate joc. Bun, guvernarea și-a luat concediu de 2 zile un judecător. Nu, da, că să fie amânată ședință. Da. Să fie amânată ședință. Pe 3 sau 4 octombrie, când trebuie să aibă ședință în dosarul domnului Filat, iar cineva să îmbolnăvească sau să iasă în concediu sau să rupă piciorul sau ceva de genul. Deci ei sunt foarte șmecheri la inventare fel de până la urmă, oricum ar trebui să dea o decizie. Când vor mai devreme, mai târziu, da. Dar știți cum, mai bine târziu, cândva, da, nu acum, nu azi. Problema e că din cauza că nu s-a dat această decizie, domnul Filat a arătat ocazia. Nu că ar fi un candidat cu mari șanse, mă gândeam, dar ar fi dat savoare acestor alegeri, cred eu. Dar știți, eu aici n-aș fi de acord. Eu aș spune că domnul Filat, el are... simpatie din partea populației. Este o persoană carismatică. Nu îl ține minte pe domnul Filat când el era prim-ministrul Republicii Moldova. Cum el umbla prin sate... Deci, dumneavoastră l-ați credita cu anumite șanse pe domnul Filat. Dar... Da. Eu cred că el are maestrie de a-și formula gânduri într-o formă clară. El are maestrie de a prezenta clar poziția sa. Plus la aceasta, el are suport și din unele cercuri politice europene. Din Parlamentul European. Nu, el era să fie un candidat foarte puternic, la fel ca și domnul Munteanu, care la fel are, ca și domnul Filat, are posibilități de a formula gândurile clare, politice. Da, dispune de instrumente politice. Da, și îmi cer iertare, doar să termin. Și domnul Filat și domnul Munteanu,
era să fie oamenii care era să rupă din voturile Maesando. Uh-huh. Deci ei nu vor rupe voturile de la domnul Stăinogul sau cine mai este acolo, domnul Natalia Usată, dar ei vor rupe voturile de la Maesando. Deci ei prezintă amenințare directă la adresa Maesando. Și eu presupun că asta e motivul de ce lor nu le s-a permis. Asta este cea de-a doua versiune. Bun, în cazul domnului Filat, asta este mai pronunțată. În cazul domnului Munteanu, bun, el a fost admis în toate etapele, pentru că Filat a fost blocat de la început. Da. Dar în cazul domnului Munteanu este și versiunea cecului că nu au fost colectate. Pentru că el se vede acest lucru. El a venit cu mai puține semnături decât alții. El a venit cu 17.000, dacă nu mă înșel, aproape 18.000 de semnături, în timp ce alții colectau cu rezervă peste 20.000. Se mai spune că au mai avut și alții probleme cu semnăturile, dar au mers la CEC și au apărat semnăturile. Din câte am aflat, domnul Munteanu n-a vrut să meargă la CEC în momentul în care a fost înștiințat că... Nu, asta a fost alegerea domnului Munteanu. Da. Dați voie să vă spun că domnul Munteanu a colectat mai mult de 17.000 de semnături. 17.000 de semnături. Și chiar dacă presupunem că acolo au fost unele, eu nu știu, neclarități, eu nu știu care motive, de ce 2.000 jumate de semnături au fost declarate nevalide, uh-huh. Dar presupunem că acolo ceva nu așa s-a semnat, s-a făcut o greșeală, eu nu știu. Chiar și în aceste condiții, asta nu anulează voința omului să înainteze semnătura. Da, sunt de corect, tehnic, ei sunt traniați tehnic, dar... Dacă omul ar fi spus că, da, asta nu-i semnătura mea, eu n-am semnat aceasta, falsificat, un lucru. Dar cum omul spune că, da, eu am semnat acest lucru, dar ceva acolo a greșit tehnic. Asta nu trebuie să fie un obstacol pentru înaintarea candidaților, pentru o țară democratică, pretins democratică. Bun, rămân în picioare ambele versiuni, ce a spus dumneavoastră și asta nu e versiunea mea, asta ceea ce noi citim. Bun, într-adevăr, observăm că au fost și anumite obstacole, dar, bun, oricum, numărul de 11 candidați este cumva peste așteptări. Foarte mulți experți spuneau că vor fi mai puțini candidați, dar încă nu-i, alții îi spun că încă nu-i ziua alegerilor, așa că ei se pot rări pe parcurs. Nu, majoritatea acestor candidați, totuși, nu ține de categoria votanților doamnei Sandu. Se rupă voturile unul de la celălalt. Da, deci nu trebuie împiedicați. Trebuie lăsați. Aici pulul, bazinul electoral, el clar se divizează în două părți. Petru Maesandu și împotriva Maesandu. Da, vedeți, pe urmă, în turul 2, dacă va fi turul 2, este important, pe urmă, acest pool, cum spuneți dumneavoastră, bazin, să-l reconstituie. El acum s-a fragmentat și, pe urmă, sarcina va fi să-i... Iată, runda a doua, asta e cea mai interesantă. Că dacă Maesandu trece din prima, puțin probabil, dar nu este exclus. Puțin probabil că chiar toate sondajele arată că... Nu văd nici eu, dar niciodată să nu spui never say never. Da, never say never, da. Dar turul 2 e că asta este interesant. Cine va nimeri acolo? Da. Eu am o presupunere că toți candidații, acei 10 care rămân pe lângă Maesandu, ceilalți 10, să unească eforturile. Nu, Octavian Țicu nu crede asta. Iarăși, nevoie să... Îmi spun și eu părerea, eu da, cred că... El a spusese cândva, avea discursuri cumva pro-președinte, a spus că... Pro-Maesandu? Da. Nu știu, eu nu cred în asta. Bun, dar cel puțin nou o să fie și tot înainte. Eu cred că domnul Țicu, el e savant, el nu trebuia să bage în politică. El e savant, șede, domnul, scrie cărțile tale. Nu el e savant sportiv. Sportiv deja nu pot să-i recomand, că e deja vârstă, nu-i permite să bată. Da, caracterul a rămas de boxeur. Da, de scris cărțele, poftim, scrii cărțele. Uh-huh. Dar aici să participe el la alegeri, să iei acolo 1% sau 1% jumate, asta pur și simplu... Bun, n-am vrut să abordez, adică nu m-am gândit să abordez subiectul, dar dumneavoastră ați atins această temă. Credeți că vor fi candidați care se vor retrage pe parcursul campaniei? Pentru că, de exemplu, în cazul domnului Țicu chiar se vorbește că nu îi excludem. Sau în favoarea unui candidat de stânga să se retragă? Adică șmecherii de astea electorale. Eu nu știu. Eu presupun că candidații după care stau partidele întregi nu vor face acest lucru, deoarece aceste alegeri pot fi interpretate inclusiv și ca trambulină pentru alegerile parlamentare. Dar avem candidați care sunt independenți, Natalia Morar, Tudor Ulianovski, Andrei Năstase, deși nu cred, el e mai curând așa pare să fie. Și dacă pot să-mi
Tarlev tot e candidat. Irina Vlah, deși iarăși aici. Bun, câțiva sunt. Nu, eu, în primul rând, eu nu aș dori să cred în această ipoteză, nu aș dori să cred, în al doilea rând, eu chiar nu cred. Deoarece dacă oamenii, ei doar sunt oameni tineri, practic toți sunt relativ tineri, viața politică înainte și să te discreditezi definitiv prin retragerea candidaturii, când oamenii au semnat pentru tine, când oamenii au investit speranțele în activitatea ta, n-ar fi corect de putut politic. Da, mi-am amintit independent Victoria Fortună, sper să nu, că dacă i-am numit pe unii, trebuie să-i numesc pe alții ca să fiu corect. Da, Victoria Fortună, apropo, ea destul de repede a adunat numărul voturilor, bravo, înseamnă că sunt oameni care împărtășesc viziunile domnului. Da, și aici apar tot felul de teorii ale conspirației, dar asta e important, e rezultatul. Da, domnului, peste tot se vorbește că șor, peste tot. Nu, eu am auzit și alte, nu numai șor. Nu, eu așa, eu nu cunosc aceste detalii, eu pur și simplu citesc media și văd. Guvernarea vede o singură explicație eșecurilor sale, singură, Putin, asta șor, asta Rusia, asta dezinformare, asta falsificare, asta fake news, iată ei văd, ei nu văd gafele sale, ei nu văd că deja lumea începe să urească pe dânsul, pur și simplu. Da. Deci asta e problema, ei trebuie să fie mai obiectivi în evaluare propriilor reușite și nereușite și cazurile, de ce ei n-au reușit, care sunt cazuri reale. Nu cele inventate, dar reale. Haideți să vorbim și despre referendum. E o altă temă mare. Apropo, acum am văzut tot felul de păreri în aceste zile și multe converg spre idee că, de fapt, referendumul e mai important decât alegerile prezidențiale. Acest punct de vedere nu s-a spus direct, dar cumva l-a avut în vedere domnul Voronin când a dat un îndemn către alegători. Și acolo a vorbit mai mult despre referendum, că votați pe cine vreți voi, dar la referendum să spuneți, nu așa spune Voronin, așa, l-am văzut pe Dan Lungaciu care spune același lucru. Cumva are vedere că asta a fost o greșeală lui Maia Sandu să vină cu referendumul, pentru că referendumul în mod automat, ea a crezut că e un adjuvant, un element adăugător care o să o ajute, dar de fapt acum s-au inversat lucrurile și dumneavoastră cum credeți? E referendumul miza majoră devenit recent sau e totuși alegerile prezidențiale? Situația este schimbătoare. De la bun început, eu sunt ferm convins că când strategii Maia Sandu, așa, strategii în gremere Maia Sandu, când ei analizau situații, cum să facă așa ca să crească șansele doamne, cu siguranță ei au inventat metoda aceasta pentru să utilizeze ca un pilon de suport pentru ratingul care se afla în cădere liberă a doamnei președinte. În popor zici ca o proptea. Nu, bă, poate și așa. Eu aș prefera așa un pilon, cum ei credeau că este așa un pilon sigur care să ajungă. Toți pro-europenii asară în susținerea Maia Sandu. Pe urmă, când lumea a început să analizeze situația, deși puțin fac acest lucru, dar totuși sunt așa oameni. Și dacă tu începi să studiezi, de ce, pentru ce noi trebuie să votăm? Ce este acolo? Noi, pare mi se, odată am vorbit aici la dumneavoastră, că nimeni nu știe care este modificarea propusă de guvernare. Ce? Despre ce e vorba acolo? Eu vă asigur că... N-ați citit? Eu am citit. Da. Eu am citit și n-am înțeles și vreau asta să vă întreb. Eu am citit. Foarte atent. Și acolo nu este vorba de integrare europeană. Acolo este vorba de schimbare procedurii de vot a propunerilor referitoare la adoptarea legislației naționale, Constituției Republicii Moldova, la prevederile europene. Că legislația europeană are prioritate asupra legii noastre, da? Cam așa, nu asta sau... important. Aha. Important că votarea să fie făcută prin... Lege ordinară. Corect. Prin lege ordinare. Deci prevederile referitoare la Constituția Republicii Moldova, prevederile constituționale, care normal trebuie să fie votate cu 67 de deputați, vor fi votați doar cu 51. Acum așa. Bun, asta spun și alți juriști, dar nu toți, de această idee. Dar eu nu-mi imaginez cum... Păi este o procedură de modificare. Păi, dar e că aici schimbă Constituția.
Deci Constituția să fie, ei doar asta vor să introducă această prevedere, că să devină o parte a Constituției. Aha, și am auzit acest punct de vedere. Deci ei introduc această parte unde cu 50 plus 1 există altă procedură constituțională adevărată de modificare Constituției și ei deoarece spun că legea europeană este mai presus decât asta. Să devieze de la procedura generală de modificare, de schimbare a Constituției și de prevăzut... Păi asta spunea domnul Voronin, că de fapt acest referendum este neconstituțional pentru că anume aceste modificări ai Constituției sunt neconstituționale. Se poate de argumentat în așa fel? Eu cred că da, dar asta vedeți, deja Curtea Constituțională este exprimat referitor la acest subiect și eu nu știu cum acum de... Da. Iată, eu încerc să găsesc prevedere. Eu pur și simplu asta trebuie să consemnez că există un punct de vedere care spune că e vorba de un referendum privind integrarea europeană și poporul trebuie să spună, asta este punctul de vedere al puterii, că poporul trebuie să spună da guvernării europene și există cei care spun că de fapt e un referendum pe modificarea Constituției. Și bun, de ce să schimbă aceste accente? Asta trebuie de adresat întrebarea aceasta guvernanților. Clar, vă las, domnul Pavlovski, să căutați acest pasaj misterios din lege, dar vă rog să nu căutați tare mult, că... Nu, asta nu încurcă la discuția noastră. Ați găsit sau nu? Da, eu am găsit, dar e că caut unde să... Dar e că se propune completarea Constituției cu titlul 4 prim, se numește Integrarea în Uniunea Europeană, aderarea la tratatele constitutive și la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. Iaca. Dar cum scrie cu aderarea... Cum ați înțeles că trebuie printr-o lege de 50 plus 1? Că nu este. Eu citesc. Aderarea Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum și la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, se stabilește de Parlament prin lege organică. Ok, asta lege organică e 50 plus 1 din numărul deputaților prezenți. Corect, la ședință. Aleși. Dar unde este... Da, aleși, de organice, aleși. Organic, da, aleși, nu ordinare, care, da. Dar unde este scris că împotriva Constituției, că se va schimba Constituția? Păi da, asta e prevedere, asta dar se include în Constituție, în Republica Moldova, deci să fie prevedere constituțională. Da, da, ea se include, dar pe urmă, mai departe, care este impactul? Pentru că, deci este problema pur și simplu că se adaugă... Impactul este următor. Deci prevederile care au caracter constituțional trebuie să fie adoptate, aprobate, să intre în vigoare în baza legilor constituționale votate de Parlament. Prin votul de 67 de deputați. Asta este norma generală prevăzută de Constituție. Să spuneți că asta, prevederea asta va intra în vigoare, va fi inclusă în Constituție prin altă procedură. Deci acum ei modifică Constituția și prevederile care țin de caracterul prevederilor constituționale a fi votate nu prin adoptarea legilor constituționale, ci prin adoptarea legilor organice. Deci o să fie o procedură de legislativă mai relaxantă, ceea ce ține de adoptarea prevederilor constituționale referitoare la procedură de aderare ulterioare, viitoare, cândva, la Uniunea Europeană. Deci acum nu este vorba despre acest referendum, nu ține de aderare la Uniunea Europeană. Nu, el ține de schimbarea procedurii de votare a legilor care pe viitor, cândva, vor ține de aderarea la Uniunea Europeană. Am înțeles. Bun, dar este și prevederea că cursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană strategic este irreversibil. Ei asta tot spun. Deci este și alt pasaj. Asta este, da, irreversibil. Nimeni nu neagă acest lucru. Problema, cum se schimbă Constituția. Deci Constituția poate fi schimbată prin legi organice sau Constituția poate fi schimbată prin legi constituționale. Da, da, da. Asta e problema. Dar... Iarăși, problema nici nu în asta constă. Problema în aceea că la populație, guvernanții spun că referendum pentru aderare la Uniunea Europeană și în percepere oamenilor asta este,
Că noi, referendum, pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe când, în realitate, asta nu este referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este referendum referitor la schimbarea metodului de votare a prevederilor condiționare ulterioare. Foarte complicată, domnul... Complicat. Eu sunt de acord că e complicat. Dar asta este adevărul. Dar ei au făcut asta intenționat sau așa a fost să fie? Pentru că ei inițial au vrut un alt text să bage. Cine este pentru integrarea europeană? Dar pe urmă au ajuns la aceste articole foarte sofisticate cu superioritatea, supremația legii legislației. Ei au făcut asta, s-au gândit strategic, ei au, s-au fost la datorii sau așa a ieșit? Volens, nolens? În opinia mea, ei într-adevăr vroiau referendumul referitor la aderarea la Uniunea Europeană, cum ați spus dumneavoastră. Deci, da. Cine este pentru aderarea la Uniunea Europeană? Ca să afle opinia poporului. Însă, frica a fost foarte mare că lumea n-a să susțină, să voteze împotriva și atunci toată politica lor eșuează. Și așa s-a întâmplat că ei au scris chipul de referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar în realitate au băgat în text schimbarea procedurii de vot a legilor care vor reglementa cândva adoptarea actelor necesare de caracter constituțional, necesare aceste proceduri de aderare. Domnul Pavlovski, am impresia că se va întâmpla ca de multe ori, oamenii vor vota, dar ei nu vor înțelege pentru ce vor vota. Corect, dar asta e responsabilitatea nu a oamenilor, dar a guvernării. Exact. Guvernarea trebuie să explice oamenilor de ce ei propun că prevederile constituționale să fie votate prin legi organice. De ce? Care-i cauza? Și din cauza că lucrurile sunt atât de stufoase, încălcite, complicate, am observat că sunt foarte mulți pro-europeni care nu vor să voteze da la acest referendum. Dar eu nu știu, să fiecare decide pentru dânsul. Da, dar anume, ei nu spun că nu este bine să ne integrăm în Europeană. Spun, da, eu sunt pentru integrare europeană, dar din cauza că, unul, referendumul a fost gândit pentru a ajuta pe Maia Sandu să ajungă președinte și, doi, pentru că, de fapt, e vorba de modificarea Constituției și nu integrarea europeană. Și, trei, acest referendum trebuie să aibă loc la sfârșit, după încheierea negocierilor. Da, asta e argumentul domnului Dron, care mie îmi place foarte mult. Dar noi acum votăm pentru și după asta ce să mai negociem? Noi nu mai trebuie să negociem, nu trebuie să acceptăm tot ce ne spune Uniunea Europeană. Iată, foarte mulți pro-europeni folosesc aceste argumente. Ei nu critică Uniunea Europeană, nu spun că Uniunea Europeană e rea. Dar ei e tehnic, e tot atacă tehnic. Foarte corect. Deci, așa s-a întâmplat că guvernarea învăluiește opoziția în manipulări. Manipulare, Putin, cum v-a spus, Putin, Șor, Rusia, da. Pe când, în realitate, iată, acest caz este un caz evident și clar de manipulare. Când poporului i s-a spus un lucru, dar în realitate, prin ușa din spate, guvernarea începe să tragă absolut cu totul alt lucru. Mm-hmm. Bravo, sunt maestri ai manipulării, trebuie să-i lăudăm pentru asta. Da, ei încă și primesc bani, acolo lucrează foarte mulți cei în societăți civile, organizații civile, unde ei primesc milioane. În mare parte, ONG-urile acum le fac din banii. Da, milioane primesc. Pentru că și Occidentul nu poate să-și permită să piardă. Asta spunea doamna Dungaciu într-o emisiune. Uitați-vă, ei au venit cu acest referendum. Și acum, în mod normal, situația este proastă și oamenii sunt supărați și cam este riscul să piardă. Dar nu poate să piardă Washingtonul și Bruxelles, nu poate să piardă această luptă, pentru că se încheie lupta. E o înfrângere capitală. Deci ei, cu orice preț, trebuie să câștige. Dar vedeți, aici iarăși apare întrebare. Să câștige din care cauză? Din ce? De ce? Sau să piardă? Ca să nu piardă geopolitică. Sau să piardă. De ce? Da. Care-i cauza? Care-i motivul? De ce ei ar putea, în teorie, ar putea pierde? Care-i cauza? Deci, planificarea strategică, gândirea strategică presupune analiza detaliată cazurilor, condițiilor care provoacă un fenomen sau alt fenomen. Și acum, dacă de analizat situația din Republica Moldova, de ce lumea ar vota pro sau contra? Lumea votează, reșind din niște interese foarte simple. Ce ei vor mânca, cu ce ei vor plăti lumina, cu ce ei vor plăti gazele, cu ce ei vor plăti... Bun, dar referendum pe integrare europeană nu e despre asta, ei nu pot... Nu, iată că tamanca este despre aceasta. De fapt, da, că Uniunea Europeană îți dă bani. Iată și problema, Uniunea Europeană ne-a dat foarte mulți bani, miliarde. Și întrebarea apare, unde-s banul?
Dar nu poate vor uita oamenii să spună această întrebare. Nu, dar iată, vedeți, dar lumea votează reșind din aceste înțelegeri absolut simple. Absolut simple. Ei procedează reșind din propria percepere a situației. Ei trebuie să simtă. Eu mereu spun și repet, deja o mie de ori am repetat, că guvernarea trebuie să activeze într-așa fel că lumea se simte îmbunătățirea vieții oamenilor. Fiecare zi viața se devine mai bună și mai bună și mai bună. Păi, și, atunci, și atunci niciun fel de Putin, niciun fel de război, nimeni nu va influența opinia oamenilor. Dar în situația în care lumea simte că viața lor se înrăutățește, cu fiecare zi ce trece, tu poți să spui ce vrei tu. Ei, nu. Domnul Pavlovski, eu vă îndemn să fiți un pic empatic față de actuala guvernare în condițiile în care nu ai ce raporta din punct de vedere economic. De ce să nu abordezi subiecte? Asta este singura salvare. Ce țin de identitate, de, înțelegeți, geopolitice, de integrare europeană, să le promiți oamenilor? Dacă nu azi, peste, în 2030 o să fiți bogați. Adică asta este cumva o soluție pe care strategii, pe care numiți, așa i-a spus între ghilimele, sunt obligați să le ofere. Știți, fiecare politician, fiecare persoană care se ocupă profesionist de acest gen de activitate, procedează așa cum îi duce capul. Cum îi duce capul? Dacă el nu știe cum de îmbunătățit viața oamenilor, atunci rămâne ce? De manipulat, de omăgit, dar ca să nu fie văzută această manipulare, ce trebuie de făcut? Cei care spun adevărul, cei care arată la această manipulare, de închis, de închis, de suspendat, de interzis. Deci asta e cum lucrează la noi. Asta funcționează. Deocamdată asta funcționează. Eu sunt ferm convins. Eu sunt ferm convins că mai devreme, mai târziu, lumea se înțeleagă că milioane și milioane de euro au fost pur și simplu, s-au dus în nisip. Coffee break-uri nu-i să ne simt. S-a băut cafea acela. Coffee break-uri, lucruri plăcute, știți. Da. Dar... O prăjiturică, un biscuit, lăsați. Da, da, da. Asta este. Domn Pavlovski, ați spus că în societate există fenomen, se atestă fenomenul de frică, dar eu aș vrea să discutăm despre oamenii care, în pofida existenței sentimentului acesta de frică, nu se dau bătuți, luptă și unii chiar se întreabă, dar de ce ar trebui să lupți? Mai bine te adaptezi, că sunt foarte multe exemple de structurile noastre a statului, oameni care au preferat să nu lupte, dar s-au adaptat și-s bine mersi, chiar dacă au fost. Bun, cu tot respectul, de exemplu, dar în ultimul timp s-a vorbit despre Vitali Vrabe, de exemplu, care a fost în mai multe, dar el acum e ok și bravo lui că e ok, că adaptarea la situație este o calitate, din punctul meu de vedere, pozitivă. Dar sunt alți oameni. De exemplu, am vrut să vorbesc de Alexei Paneș, de exemplu, care a fost judecător, care a picat evaluarea repetată de Comisia Privetin și el s-a luptat, a fost blocat și de Maia Sandu și oricum el a ținut și a pierdut lupta. Vlad Filatu la fel. Bun, nu știm, va pierde sau nu, dar așa e. Pe urmă, iată, fermierii nu și vor să-ți bat, să obțină niște bani, deși guvernarea le spune foarte clar că nu meritați voi acești bani. Ei nu, ei formulează altfel, inițial așa spuneau, pe urmă, acum au înnoiat discursul. Adică, ce-s cu acești nebuni care, de ce luptă ei? Și e cazul să lupți sau mai bine o faci ca domnul Vrabe, tot respectul? Domnul Vrabe, știți, eu când am văzut, am citit istoria domnului Vrabe, mi-am adus aminte de o carte care se numește 48 de legi ale puterii. N-am citit-o, da. Să știți, ea este chiar și PDF și este și audio carte la internet. Și lingușala este regula numărul 1 care ajută omul, știți, să apropie mai... Dumnezeu, tot în sensul pozitiv spuneți lucrul ăsta. Adică n-ar străca ca oamenii să se învețe. Dar sunt unii incurabili care da, nu... Da, dar eu cred că majoritatea, mulți oameni au citit această carte și chiar și au început să aplice în practică. Maia Sandu probabil că n-a citit, de asta e și acceptă cei care lingușesc pe lângă ea. Ce ține de cei care preferă să lupte? Eu cred că este așa o zicală, că lumea aceasta se ține pe cei proști. Pe cei proști. Deci cei proști, troublemakers, așa numiți, deci ei creează probleme, dar până la urmă ei sunt cei care prezintă diferite alternative, diferite viziuni noi, viziuni cu care nimeni, la care nimeni nici nu s-a gândit vreodată, măcar vreodată. Deci, iată, din cauza acestor pe acești oameni se ține lume. Și eu cred că viitorul aparține celor care, într-adevăr, sunt apți
să-și apere poziția, să prezinte poziția sa într-o formă clară. Ei sunt întotdeauna minoritate, dar o minoritate totuși, dar spuneți, vă rog, dumneavoastră observați în societatea noastră că această minoritate este suficientă ca să, să spui nu, pentru că trebuie să spui nu din multe situații și nu ești neapărat gică contra, ești omul care îți aperi interesele, aperi... Nu este vorba de gică contra, noi când în 2015 am început mișcarea protestatară, da, și nu a fost oameni... de așa categorie. Baba Iga, care e mereu împotrivă, da, știți? Da. Sau, de ce nu dați carne la leu, știți cum Hazanov când vă spune? Deci, nu eram acei care ne-au exprimat dezacordul și nu eram acei care, până la urmă, a demolat regimul existent atunci. Însă, după noi, mișcarea protestatară a fost sequestrată de alți oameni. Da, da, da. A fost sequestrată de cei care, când noi înghețam în stradă, ieșeau la terasă și la baruri. Tot e o lege. Tot e o lege. Știți, vă amintiți de celebra vorbă, da, că da, revoluțiile da. Sunt gândite de oameni de geniu, înfăptuite de fanatici și de roadele ei se bucură profitori. Da, este foarte corect. Anume așa și s-a întâmplat în cazul nostru. Oamenii care ședeau pe terasă și pe baruri și beau bere și arătau cu degetul la noi și râdeau din noi, ei ne-au sequestrat acțiunile și au venit la putere. Dar noi am rămas așa, știți, ca cei idealiști. Că, bă, poate aici sunt tineri, poate se facă mai bine, poate nu știu ce acolo. Viața a arătat totuși că miza aceasta nu a fost tocmai corectă. Eu mereu spuneam că viitorul aparține tinerilor și, prin urmare, noi trebuie să promovăm cei tineri, că ei cu propriile mâini să construiască viitorul său. Asta era ideea mea și eu mereu promovam această idee și o promovez și până ziua de azi. Însă, totuși, viața ne-a arătat că nu fiecare dată această abordare este corectă. Da, da. Deoarece, din păcate, tineretul duce lipsă de înțelepciune, și e foarte des comit niște greșeli absolut elementare care omul cu cea mai mică experiență niciodată n-ar fi făcut. Hai să uit, dacă se uită acum niște tineri la noi, spun, aia vorbiți, bateți voi câmpii, noi suntem peste voi, noi suntem cu studii serioase, nu am învățat la școala marxist-leninistă. Nici eu n-am învățat la școala marxist-leninistă, eu am fost jurist, am toată viața făcut dreptul și îl fac și acum. Și eu doresc la cei tineri că ei să ajungă măcar la jumătate la ceea ce am ajuns eu în viața mea. Da, domnul Pavlovski, încă o întrebare în sensul, cum vedeți protestele fermierilor? Pentru că, pe de o parte, sigur că sunt multă lume, mai ales opoziția, obligată să fie solidară cu aceste demersuri. Fermierii acuză guvernarea că cumva, prin lansarea, apropo, a tot felul de dezinformări, ei le dejoacă acțiunile și îi compromit în mod intenționat. Da, bun, nu toată lumea spune că cauza lor este 100% corectă. Deci, da, și mi s-au părut ciudate ultimele acțiuni, ei au protestat, s-au întâlnit cu Maia Sandu, după asta au anunțat că se duc în câmp pentru că sunt lucrări agricole, e toamna și nu, vor reveni undeva în octombrie-noiembrie. Cum vedeți aceste proteste? Eu cred că mai devreme, mai târziu, agrarienii noștri să înțeleagă că ei trebuie să-și formeze o forță politică, să creeze un partid politic. Deoarece nimeni niciodată n-a să gândească la rezolvarea problemelor lor. Turta aceasta financiară care există, că plăcinta, de cât o e tăiat în 6 bucăți, 6 oameni să iei câte o bucată. Plăcinta doamnei Maia Sandu. Plăcinta doamnei Maia Sandu. Da. Și aici, al 7-lea, n-are ce căuta. Deci dacă tu vrei să iei o bucată, trebuie să repartizezi nu în 6, dar în 7 bucăți sau în 8 bucăți. Dar asta nu înseamnă că trebuie să lași 6, dar înseamnă că trebuie divizare justă și obiectivă. De pentru aceasta ei trebuie să formeze forța politică. Da, cu asta sunt de acord, pentru că mi se pare cumva hilar, așa, nostim, că noi luptăm un pic și pe urmă ne ducem în câmp și pe urmă vom reveni cu tractoarele. Lipsă de experiență, asta lipsă de experiență și lipsă de înțelegere cum lucrează această mașinărie. Și asta e naivitate, că cineva dintre politicieni a să gândească foarte serios la îmbunătățirea vieților. Eu nu cred în asta. Da. Politica asta este cu totul despre altceva. Dar credeți că este loc în țara noastră pentru un partid, de exemplu, agrar sau țărănesc, acum în condiții? Eu cred că da, depinde ce vor propune ei. Dacă eu, că de pildă, sunt adeptul creierii complexelor agro-industriale.
Mari, da. Deci, agrarienii, ei trebuie să-și unească forțele. Nu să stăie fiecare cu palma sa de pământ. Că da, specialiștii spun că, că agricultura să fie profitabilă, deci tu trebuie să deții cel puțin 500 de hectare. De, asta le spun lor și guvernanței, de altfel. Nu, dar eu nu știu cum spun alții guvernanții, eu am citit referitor la acest moment. Dar eu cred că mai bine ar fi nu 500 de hectare, dar măcar 1500 de hectare. Și atunci tu poți lua credite, atunci tu poți crea facilități de prelucrare a produsului, atunci tu poți stabili relații de lungă durată cu agrarienii sau consumatorii din alte țări, poți investi. Domnul Paluschi, da, aici tot o întrebare. E mai bine pentru ei să creeze un partid al agrarienilor, al țăranilor, sau este mai bine să găsească un partid din cele existente aici care să preia mesajul lor? Cum se pare? Eu cred că ambele variante sunt bune, dar totuși cred că mai sincer ar fi dacă ei și-ar crea un propriu partid. Eu cred că domnul Cicu n-ar vrea, îl numesc pentru că el chiar a suferit direct de pe urma anterioară a protestelor agrarienilor. Eu cred că el pe nedreptate a suferit. Agrarienii atunci au procedat injust în privința domnului Cicu și ei au pierdut. Ei au recunoscut că au greșit, a fost un fermier. Că... Era evident de la bun început. Ei puteau să câștige atunci 700 de milioane. Dar acum, lor, abia le dau 100. Abia le dau 100 după câți ani. Dar domnul Bolea a trimis 27 de scrisori. Știți despre asta? Domnul Bolea, ministrul agriculturii, a trimis 27 de solicitări pentru cele 27 de țări ale Uniunii Europene ca să cotizeze în Fondul Național pentru Agricultură. Nu, domnul Bolea a procedat corect. În locul lui și eu aș... Eu aș spune corect, dar cam târziu. Da, eu aș scris și eu aceste scrisori, mai ales că asta nu te obligă la nimic, absolut. Ai scris, șezi și aștepți când cineva să dă ție o pomadă, încă o pomană. Dar soluția nu este în această pomană, în aceste pomeni. Soluția este în crearea în Moldova unor complexe mari agroindustriale. Și atunci, tu poți, dacă tu ai creat un complex agroindustrial, tu poți să inviți și investitorii străini care ar investi în această industrie bani serios. Și noi putem să creăm niște fabrici de prelucrare, de conserve. Eu sunt din Florești original. Eu țin minte ce fabrică de conserve aveam noi la Florești acolo. Fabrică uriașă. Da. Din păcate, acum n-a rămas nimic. Domn Pavlovski, o ultimă întrebare. Ați spus că și dumneavoastră poate puteți să scrieți și să trimiteți asemenea scrisori, dar vreau să așa o întrebare ca între doi oameni, dar nu este rușinos să scrie asemenea scrisori? Este rușinos, este rușinos. Și uitați-vă, de că eu mereu dau acest exemplu, Israel. Israel este țara care se află pe nisip. Pe nisip. Ei cumpărau pământ, cernăziom din alte țări, aduceau în Israel și puneau acolo ca să producă ceva, producție agrariană. Noi avem un teren, un pământ de aur. Știți că în secolul XIX, când a fost prima expoziție mondială la Paris, un metru cub a cernăziomului basarabian a fost luat ca etalon. Etalon a cernăziomului. Și noi trăim aici și noi e că ne ducem cu mâine întinsă, cerem o bucată de pâine. Da, mie mi se pare că cam scrie 27 de scrisori și... Bun, eu când vreau să cer bani, eu nu scriu scrisori, eu telefonez, mă întâlnesc. Nu asta soluție. Eu mă cer tare, cu tot respectul meu față de domnul Bolea, chiar îl respect, că am avut posibilitate de câteva ore atunci să discutăm. Chiar îmi place de acest domn, nu vreau să-l critic, că el este o static al sistemului. Creat. Dar totuși, ce ține de sectorul agrar, eu cred că crearea complexelor agroindustriale, deci industrializarea agriculturii. La care să participe statul. De ce nu? De ce nu? Da, poate fi parteneriat, știți? Ei singuri nu prea sunt doar. Public-privat, de ce nu? Și plus investitori străini, și atunci tu poți ceri bani, chiar dacă te duci la europeni cu mâna întinsă, ceri bani, tu bani ceri nu ca să-i mănânci.
decât să investești în acest complex agroindustrial care să producă ceva care vor genera venit pentru Moldova. Da, apropo, și asta este o critică adusă felul cum ne interacționăm cu Uniunea Europeană, că foarte mulți bani care noi primim de la Uniunea Europeană, poate sunt mulți, dar ei nu sunt investiți, dar ei sunt pur și simplu consumați, așa cum am spus și eu pe coffee break-uri, dar nu au o finalitate clară și o plus valoare. Eu, domn Pavlovski, vă mulțumesc pentru această discuție. N-am apucat să vorbim politica internațională. Am zis că și rușii au revizuit doctrina lor de descurajare nucleară. Da, bun, ar fi fost prea mult pentru noi, pentru că am plonjat destul de adânc în niște teme actuale, de actualitate din țara noastră. Vă mulțumesc pentru aceste analize pătrunzătoare. Vă spun la revedere. Spun la revedere și telespectatorilor. Fiți aproape de noi.